În Cyber City, capitala țării internet, nu ai cum să te plictisești. Sunt atât de multe locuri fantastice de văzut și atât de multe lucruri noi de descoperit. De exemplu, poți vizita fabrica Veselă, unde se fac cele mai tari jocuri. Sau poți merge la Casa Distractivă, unde vorbești ore în șir cu prietenii tăi online și faceți schimb de poze și filmulețe super amuzante. Cum ajungi în toate aceste locuri minunate? Călătorind pe link-uri și site-uri. Link-urile sunt ca niște adrese pe harta țării internet, la care ajungi mai repede decât cu avionul, doar dând click pe ele. Însă, ca să nu te rătăcești și să nu nimerești undeva unde nu ești în siguranță, trebuie să fii atent pe ce link-uri dai click și ce site-uri deschizi. Unele te pot duce în locuri periculoase, construite de răufăcătorii de pe internet. Ele arată foarte frumos din afară, iar infractorii îți vor promite că înăuntru te așteaptă surprize, premii și alte lucruri grozave. Însă, de fapt, sunt pline cu viruși, programe și mesaje periculoase, care îți vor strica telefonul, tableta sau calculatorul, ori îți vor fura datele personale fără să-ți dai seama. De aceea este bine să ții cont de sfaturile pe care ți le vom da în continuare și să porți mereu cu tine brățara realității. Ea te va ajuta să recunoști link-urile false, în spatele cărora se ascund virus și infractori cibernetici. Răufăcătorii de pe internet îți pot trimite aceste link-uri periculoase pe e-mail, prin mesaje sau comentarii pe Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp sau TikTok, prin mesaje în chat-urile din jocuri, ori prin SMS-uri pe telefonul mobil. Iar ca să fie sigur că dai click pe ele, infractorii vor minți și vor spune că sunt prietenii tăi online, iar la acel link poți vedea sau descărca un filmuleț super amuzant ori un joc mega interesant. Sau îți vor promite că, dacă intri pe acel site și le dai date personale precum numărul de telefon sau adresa de e-mail, vei câștiga un super premiu, mulți bani, un telefon, o tabletă, o jucărie pe care ți-o dorești, noi puteri în jocul tău preferat online. Cum te ferești? Activează brățara realității, urmând de fiecare dată aceste sfaturi. Nu da click pe orice link de pe internet sau pe care îl primești, mai ales dacă este de la o persoană necunoscută. Nu crede pe cuvânt mesajele care îți promit că vei primi ceva valoros. Pe internet nimic nu este gratis cu adevărat. Nu descărca jocuri, muzică, filme sau orice altceva din site-uri sau din e-mail-uri trimise de persoane necunoscute. Verifică dacă link-urile pe care ai intrat au în fața adresei un lacăt închis. Acest lucru înseamnă că sunt sigure pentru tine. Nu oferi date personale sau parole în site-urile de pe internet, în chestionare, ca răspuns la e-mail-uri sau mesaje pe telefon. Întreabă-i mai întâi pe părinți dacă ar fi bine să deschizi un link sau un site. Și nu uita, spune-le și prietenilor tăi cum să aibă grijă de ei și să nu se rătăcească pe internet. Ne vedem data viitoare într-o nouă aventură!